Comorile noastre naturale. Aceasta a fost tema unui inedit simpozion ce a precedat deschiderea oficială a celei de-a 15-a ediție a festivalului Pinul Negru de Banat de la Băile Herculane. Sala de conferințe a Centrului de Vizitare al Parcului Național Domogled, Valea Cernei, a găzduit o sesiune de comunicări despre valorile naturale, istorice, dar și culturale, și Parcul Național. Totodată s-a sărbătorit și ziua Parcului Național Domogled, Valea Cernei, precum și 15 ani de la înființarea primei plantații de pin negru de Banat, o specie protejată de o frumusețe aparte. La simpozion au participat și reprezentanți ai administrației locale din zona parcului. Printr-un seminar am deschis a 15-a ediție a Festivalului Pinul Negru de Banat și totodată ziua Parcului Național Domogled Valea Cernei. Și nu puteam să ne bucurăm în centrul vechi al orașului printr-un spectacol folcloric dacă nu aveam o întâlnire aici cu factorii interesați, ai primăriilor, ai instituțiilor statului care administrează terenul pe care noi îl avem în Parcul Național și să ne bucurăm împreună de o reușită care a fost acum 15 ani legat de împădurirea a 25 de hectare de teren din muntele Domogled cu pin negru de Banat și care a vegetat și acum este într-o stare bună de conservare. Chiar acum încercăm să deschidem o potecă, mai să se poată circula pe ea cu ATV-uri sau poate chiar cu vreun jeep, cu ceva, spre Ineleț, spre școala de la Ineleț, Cătunul Ineleț deocamdată. De pe Valea Cernei de acolo de sus, către Ineleț. Sărbătorim 15 ani de la înființarea Parcului Național Domogled Valea Cernei. A fost o ședință de Consiliu de Conducere și, bineînțeles, în cadrul acestei sărbători am ținut o sesiune de comunicări științifice cu tema bogăția locală, comori locale. Am vorbit despre comorile pe care le cunoaștem, istoria Herculanelui, am vorbit despre comori care le cunoaștem mai puțin, cum ar fi obiceiurile locale, unde putem încă se mai lucrează. La simpozion a participat și un doctorand de la Facultatea de Geografie a Universității de Vest din Timișoara, care face un doctorat chiar despre specia protejată a pinului negru de Banat. A fost prezentat și un filmuleț ce ilustrează viața oamenilor din cele mai izolate zone ale Parcului Natural Domogled, Valea Cernei. La doctorat studiez tot pe partea de pin negru de Banat, condițiile naturale și habitatele acestuia din Parcul Național Domogled Valea Cernei. Încerc să implementez noile metode de GIS și anume sisteme informatice geografice. Încerc o cartare a pinilor negri pentru a se ști exact unde sunt poziționați, pentru a se monitoriza în caz de incendiu. Înainte de a fi școala din Ineleț construită, era școala lui Acas. Ne-a rugat știe multe lucruri legate de sănătatea omului. Am găsit o mulțime de cărți în cufere, în pod, la el. Obiecte care aveau și alte roluri decât cele strict domestice, utilitare. Ne-a luat, el se ne-a luat. Doamna Maria, soția, ne-a luat. Aici este o colibă, un conac, un călbim. Ne-a luat, ne-a trecut în iepuri la altă. Pinul negru este o specie exotică cu areal mai restrâns decât pinul silvestru, fiind o componentă a regiunilor forestiere mediteraneene. Pinul negru este răspândit în sudul și parțial centrul Europei, peninsula Asia Mică și nordul Africii. În România apare natural, în insule izolate din Banat și Oltenia, în munții Cernei, Valea Dunării, munții Mehedinți, Domogled și Valea Runcului, unde formează arborete pure sau în amestec cu alte specii.